La turnul Eiffel, în fața Arcului de Triumf, la Louvre sau pe marile bulevarde pariziene se fac din nou multe poze și se vorbește în limbi străine, semn că turiștii din afara Franței au revenit. Cei doi ani de criză sanitară și toate planurile date peste cap nu pot umbri bucuria unei vacanțe la Paris. We originally planned to come the first year that COVID hit, so it was the summer that everything was still locked up and there wasn't a vaccine, so obviously we couldn't come down. Personally, I actually live in Nairobi, so I came to England and came to Paris, so being able to do that within one week feels like we're getting back to the new normal. Masca nu mai este obligatorie în majoritatea locurilor publice, iar numărul de contaminări este în scădere, așa că toată lumea este mulțumită. Hotelurile au listele de rezervări complete, iar restaurantele nu mai duc lipsă de clienți. Every weekend is sold out. Every weekend. So many people decide, even they come from 4 or 5 hours fly and they come to Paris for let's say three days. So it's more short time, but they're traveling more. Et ça se font très bien, ça fait voilà, on est très content de pouvoir re-remplir le restaurant complètement et qu'il y ait cette ambiance sur la place. În 2019, peste 50 de milioane de turiști au vizitat Parisul și regiunea pariziană. Chiar dacă rezultatele acestui an vor fi departe de cele de dinaintea crizei, cei care lucrează în turism rămân optimiști. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antonescu.